Hei, 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 hei! Hei, 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 hei! Hei, 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 hei! Dosboy Aiden aici! Astăzi este luni și luni e o zi din aia lentă pentru toată lumea și până termin eu review-ul pentru Space Marine 2 care o să fie publicat în revista Grind. Apropo, există un demo pentru Grind 4, o să vă las un link în descriere. E țiplă, e super, o să iasă foarte, foarte mișto. Anyway, până termin eu review-ul, până termin următorul clip nou de aici de pe canal, care cred că o să fie destul de marfă, ceva legat de periferice, tastaturi, mouse, joystick-uri, o să vedeți voi. Însă până atunci m-am hotărât să fac o șmecherie și să scot din arhivă câteva clipuri cu jocuri retro pe care ar fi păcat să le ratați. Sunt ceva mai obscure, nu toată lumea cred că a auzit de ele, dar sunt faine, aș vrea să le jucați, să-mi spuneți ce credeți despre ele în secțiunea de comentarii și în același timp mi-ar părea rău să se piardă și clipurile de pe vechiul canal, așa că o să le integrez aici, în acest video. Repet, sunt ceva mai vechi, așa că fiți puțin indulgenți cu ele. Eu sper să vă placă și dacă vă plac, atunci dați click pe butonul subscribe, doar dacă n-aveți ce face cu clicurile voastre, roll the tape, apăsați pe butonul play și rămâneți alături de mine pentru următoarele minute și câteva jocuri retro faine, dar din păcate obscure. Vedeți voi, am găsit această copie original release de Outlaws în târgul de vechituri, pentru 5 lei, ascunsă printre niște albume de muzică. Fără să știu istoria lansării jocului și convins de textul de pe Jewel Case că include doar soundtrack-ul, am omis acel Spieldaten scris pe carcasă. Mi-am zis că îl voi asculta pe combină într-o bună zi, poate înaintea unui maraton de filme western. După ce am restaurat CD writer-ul Teac de la Gabi, a.k.a. Arhiva BD, discurile Outlaws erau oportunitatea perfectă pentru un test. Surpriză pentru fraierul de Aidan, căci aveam în mâini jocul în limba engleză. Așa că l-am instalat repejor și după un intro marca LucasArts, am început să înțeleg de ce jocul are un cult following din 1997 și până în prezent. Vă las o mostră de cinematics ca să înțelegeți la ce mă refer. Outlaws venea acum aproape 26 de ani cu o prezentare demnă de o animație western, pregătită să ia cu asalt sălile de cinematograf. Arată și sună atât de bine, încât am rămas blocat în fața monitorului CRT. Încercam să mă convinc că ceea ce văd este real și face parte dintr-un FPS lansat acum 2 decenii și jumătate, folosind o versiune modificată de Jedi Engine, același motor care stă la baza lui Star Wars Dark Forces. Și muzica, o doamne, muzica lui Clint Bajakian cu orchestrație reală. Păi de asta au pus coloana sonoră pe carcasă, fiindcă este glorioasă, însă s-ar putea să-mi iau un copyright strike dacă exagerez cu ea pe YouTube. Mai bine o descoperiți singuri, cu cea mai caldă recomandare posibilă. Când jocul te aruncă în primul nivel, există riscul unei dezamăgiri vizuale, căci grafica apare bătrână și prăfuită chiar și pentru nivelul anului 1997, mai apropiată de Doom decât de Quake, numai că direcția artistică aleasă de Lucas se inspiră din benzile desenate și maschează limitările estetice prin consolidarea senzației de spațiu liminal, atât de potrivită într-o poveste spaghetti western. Episodul din tren, care mi-a adus aminte de Blood, este un exemplu perfect. Nivelurile sunt incredibil de întortocheate și uneori a trebuit să caut chei în locații ascunse, la care nu m-aș fi gândit vreodată, după care m-am întors în zone deja vizitate pentru a deschide o ușă. Această trăsătură de design din Outlaws este importantă, fiindcă nivelurile sunt concluzionate prin eliminarea unor bandiți relevanți în poveste. Și ce mai poveste? Protagonistul, James Anderson, un șerif ieșit la pensie, se vede aruncat într-un război personal după ce soția este ucisă cu sânge rece, iar fetița răpită de răufăcători. Aparent pentru a fi forțat să-și vândă proprietatea. Sigur că de aici începe o veritabilă campanie de răzbunare, în cel mai dulce stil clasic al filmelor cu Clint Eastwood, regizate de Sergio Leone. Pentru că fix asta vrea și Outlaw să fie, dar sub formă de joc. Separat, sunt incluse și misiuni istorice, care se desfășoară înainte ca Anderson să ajungă Marshall și să facă pe toată lumea să se întrebe unde este. O mică glumiță inspirată din replicile inamicilor.
Gameplay-ul se simte foarte precis și închegat, mai ales că Outlaws se numără printre primele FPS-uri care au introdus mecanica de reload și zoom prin lunetă, cu o schemă de control VASD. Versiunea Windows, înregistrată aici pe sistemul XP, a primit și un patch cu suport 3DFX, pe care a trebuit neapărat să-l încerc, deși prefer uneori aspectul pixelat software, de exemplu nivelul din canion pe un monitor cu tub. De asta îl joc cu aceeași plăcere și pe calculatorul Windows 98, iar pe nivelul de dificultate ugly, jocul se transformă într-un stealth extrem de dificil, unde tactica devine esențială, așa că trebuie folosit tot arsenalul din dotare, de la revolver la pușca cu două țevi și batoanele de dinamită. Astăzi, Outlaws este disponibil pe Steam și GOG în versiune completă, alături de expansiunea A Handful of Missions și patch-ul 2.0. Trebuie neapărat să-l jucați, pentru că oferă o experiență unică, regăsită doar în Call of Juarez, Gun sau Red Dead Redemption, dar niciodată identică. Nu râdeți de Cybermercs pentru că este mai fain decât pare la prima vedere. Sigur că n-a auzit nimeni de el și arată ca o combinație ieftină de Diablo cu Aliens. În apărarea lui, pe vremea aia toate jocurile erau considerate clone și combinații de ceva. Normal că durează o eternitate să găsești o variantă funcțională pe net și nu se mai vinde nicăieri. Logic că de developerul Nora nu se mai aude nimic, dar Cybermercs The Soldiers of the 22nd Century este un action RPG important pentru mine. De ce? Poate fiindcă a fost unul dintre primele jocuri instalate pe calculatorul meu când tata mi-a cumpărat un CD-ROM și pentru că în perioada respectivă mâncam Diablo pe pâine, așa că orice joc asemănător îmi atrăgea foarte repede atenția. Cumva, acest titlu obscur este strâns legat de copilăria mea și în jurul lui orbitează unele dintre cele mai nostalgice amintiri. Pe deasupra, Cybermercs chiar are atmosferă. Pentru 1998 arată destul de bine, iar gameplay-ul implică în proporție de 90% mouse-ul, cu o mecanică interesantă care te obligă să țintești extraterestrii și să tragi foc cu foc în ei. Armele nu sunt din calea afară de variate, dar Cybermercenarul are la dispoziție un arsenal puternic de pistoale, mitraliere, puști, lansatoare de rachete și grenade. O altă chestie faină este că poți comuta între o hartă normală și un senzor de mișcare pentru vibe-ul ăla de vânător de xenomorfi. Ce m-a impresionat pe mine atunci era faptul că după fiecare misiune, în care trebuia să salvezi personalul unei baze ori să elimini toți monștrii, te întorceai într-un hub. Aici avea acces la magazinul de arme, o clinică cu implanturi menite să-ți augmenteze abilitățile fizice, o farmacie Catena și un centru de operațiuni. Pentru mine, treaba asta era incredibil de marfă și pierdeam minute bune cu ochii holbați la monitor. Atunci jucam o versiune ripped de la Class și din joc lipseau anumite elemente multimedia, dar nu pot să zic că le-am simțit vreodată lipsa. Sincer să fiu, habar nu am ce poveste spune Cybermercs, dar știu că are legătură cu colonizarea unui alt sistem solar, niște extraterestri carnivori și personajul ales de tine, fiindcă poți alege dintr-o listă de mercenari cu abilități unice. Nu că ar conta prea mult, căci pe parcurs îți bași câte puncte vrei în putere, agilitate sau inteligență și poți ajunge să folosești orice armă din joc cu brio. De fapt, dacă mă pot plânge de ceva, este dificultatea amuzant de mică, chiar și în misiunile contratimp. Când Cybermercs face ceva bine, te dă pe spate. Ok, lucrurile trebuie văzute prin ochii unui copil din anii 90, care se joacă o clonă de Diablo și dintr-o dată poate conduce prin niveluri un super mega ultra mech, un goddamn mech inspirat direct din cel folosit de Ripley când belește regina în Aliens. Faza asta m-a marcat ca gamer pentru totdeauna. Atât. Asta este tot ce voiam să spun despre Cybermercs, un joc care merită strecurat pe canal, printre alte clipuri mult mai importante. Mă simțeam cumva dator moral pentru clipele de fericire pe care mi le-a oferit când eram kinder. Sunt curios dacă mai există cineva care l-a jucat, la cât de necunoscut este. Four, fall back to drop point Renegade for immediate evac. We're picking up fallen reinforcements approaching from the southeast. Get your team clear ASAP. Over. All right, let's move. The whole area is going to be slag in about 2 minutes. Epoca primelor tentative 3D în domeniul jocurilor video este cel puțin controversată în rândul preferințelor celor mai mulți retro gameri. Trecerea de la arta pixelată 2D la mediul complet tridimensional nu a fost tocmai finuță. Limitările tehnice te forțau să vezi cu ochii minții mii de poligoane acolo unde erau doar 12, în timp ce texturile și iluminatul, limitate la rândul lor, erau suplimentate cu o doză zdravănă de imaginație. Pentru mine, Giant Citizen Kabul
atribut o reprezintă perla acelor vremuri, din mai multe puncte de vedere decât strict vizual. Însă dezvoltatorii care alegeau motoare grafice precum LeetTech erau forțați să improvizeze și să facă din proverbialul pupu poligonal o chestie care să pocnească mai atrăgător decât ceva construit în build, de exemplu. Ceva care să te lase cu gura căscată și acceleratorul Voodoo în flăcări. Pe scenă intră Monolith. Dacă Blood 2 a mizat pe atmosferă și level design, Shogo Mobile Armor Division, unul dintre jocurile mele preferate în tinerețe, și-a propus să compenseze cu o direcție artistică pseudo-manga ce se potrivea de minune cu subiectul unui război din viitor, purtat la bordul roboților gigantici MCA. Tu ești Sanjuro Makabe, un pilot United Corporate Authority cu un trecut complicat și o relație amoroasă cât se poate de anime cu sora iubitei decedate. Misiunea ta este să-l elimini pe Gabriel, liderul rebelilor dornici să pună mâna pe Kato, un material minune de pe planeta Cronus. Credeți-mă că toate aceste detalii sunt mai bine explicate de campania jocului, ambițioasă în lungime și complexitate. Există chiar și momente în care deciziile tale vor influența parcursul misiunilor și deznodământul poveștii. Foarte tare pentru 1998, perioada în care Half-Life și Sin rivalizau cu Shogo. Felul în care jocul tratează shooting-ul din first-person shooter este la fel de curajos, cu misiuni care se desfășoară la manșa diverselor tipuri de mobile combat armor, fiecare cu proprietăți unice sau în modul clasic unde Sanjuro se infiltrează prin bazele inamicilor și are la dispoziție un arsenal standard. Însă e clar că luptele cu roboți bipezi colosal sunt miezul din Fanta, iar aici Shogo stă excelent cu o mecanică de lovituri critice, arme incredibil de puternice și perspective first și third person raportate la dimensiunea Matahalei. Din păcate, nu la fel de reușite ca în Slave Zero. Și da, poți să te transformi într-un vehicul mai rapid cu o simplă apăsare de buton. Un alt lucru care m-a impresionat plăcut atunci și continuă să o fac acum, mulți ani mai târziu, este calitatea voice acting-ului și coloana sonoră. De fapt, întreg designul sunetului se distinge de grafica greu de digerat și face din Shogo Mad o experiență memorabilă. Necazul acestui titlu Monolith a fost momentul apariției și lipsa unei echipe experimentate, chiar dacă Craig Hubbard a avut o viziune măreață. Culmea e că erau planificate două expansiuni, însă niciuna n-a văzut lumina zilei. Trist, probabil, dar Shogo continuă să fie disponibil pe GOG.com, unde este locul. Merită adăugat la colecția de FPS-uri pre-2000, pentru că nu face nimic pe jumătate și garantat o să vă ofere câteva ore bune de distracție meca. Command & Conquer este una dintre cele mai nedreptățite franșize din istoria jocurilor video. Heroes of Might and Magic vine imediat după, dar lucrurile oribile pe care Electronic Arts le-a făcut cu moștenirea lăsată de Westwood sunt greu de pus în cuvinte. Nu e o socoteală Remastered Collection, pe care o aplaud, ci direcția generală în care EA a dus lucrurile de la Tiberian Twilight încoace și lipsa completă de inovație. Însă în 2002, cine avea sânge în instalație și avea curaj să experimenteze, câștiga totul în ochii fanilor. Să ne întoarcem puțin în timp, ca niște renegații ai prezentului, la primul și singurul FPS Command & Conquer. Grafica 3D de la începutul anilor 2000 este una dintre plăcerile mele vinovate. E suficient de vibrantă pentru a stimula receptorii vizuali, dar în același timp îmi lasă senzația de spațiu liminal, familiar și totuși străin, o stimulare pe cât de vie, pe atât de sintetică. Mă gândesc acum la Blood 2, Shogo, Alien vs Predator, Deus Ex, Slave Zero, Vice City, Carmageddon 2 și mai ales Command & Conquer Renegade. Este normal să fie așa, fiindcă aceste jocuri se aflau într-o perioadă de tranziție tehnologică și începeau să depășească limitele esteticii Y2K. Or, Renegade este exemplul perfect, căci rulează pe un motor grafic proprietar și vine la pachet cu o serie de experiențe personale fuzionate la nivel atomic cu perioada 2000-2007. Pentru mine, creația Westwood este întruchiparea unor fantezii ludice adolescentine. Un shooter în care să pot explora din perspectivă first sau third person universul RTS cu care îmi umpleam altfel nopțile vacanțelor de vară. Știți deja că pe acest canal nu există recenzii tehnice exhaustive, ci doar review-uri ale senzațiilor nostalgice trezite de jocurile trecutului. Da, canalul meu este mai mult despre melancolie și prea puțin despre gaming, iar faptul că cele două elemente se suprapun este o coincidență. Așadar, mi-a fost imposibil să uit vreodată Command & Conquer Renegade și îl rejoc cu multe plăcere de fiecare dată când am ocazia. Nu pentru ce este, ci pentru ce vreau eu să fie.
Obiectiv vorbind, e unul dintre acele jocuri care se potrivesc de minune cu o configurație Windows XP, în special cu accelerare 3D bună și sunet EAX. We took this from our Nod captors. Maybe you can use it. Nice work. I'm airdropping supplies. Look for them. Pe mașinăria mea zboară fiindcă primește infinit mai mult decât cere, dar mereu mi-am dorit să-l butonez așa, la nivelul maxim pe care îl poate atinge. Din punct de vedere subiectiv, este un shooter cu hărți uriașe, unde acțiunea atinge cote explozive și sunt liber să arunc totul în aer, să explorez fiecare colțișor și să conduc cele mai impunătoare vehicule din strategiile Command & Conquer. Eroul, Nick Havoc Parker, un comando GDI mai dotat decât Arnold în filmul cu același titlu, trebuie să lupte împotriva forțelor NAD pentru a dejuca un plan malefic. Evident că nimic nu poate sta lui Havoc în cale, fiindcă dispune de tot arsenalul celor două tabere și poate pilota în stil GTA orice răspunde la apăsare de tastă E. Scopul final este salvarea unui grup de specialiști în biologie, însă multe personaje sunt introduse pe parcurs, în timp ce misiunea îl poartă pe Havoc prin tot felul de locații, unele inspirate direct din hărți ale jocurilor de strategie Command & Conquer, asemenea unui pod între RTS și FPS. Există obiective principale și secundare, iar recomandarea mea este să le parcurgeți pe toate. Renegade devine astfel un joc atmosferic, bogat în lore, nu doar în mitraliere rotative, puși cu lunetă, aruncătoare de flăcări și tunuri orbitale. Pe deasupra arată foarte bine pentru vremea lui și faptul că poate fi parcurs integral din perspectivă first person amplifică senzația semi-open world. Alteori, când luptele devin haotice, este preferabil modul third person, ce-l aduce la limita unui tactical shooter. Indiferent cum alege să-l jucați, Command & Conquer Renegade rămâne unul dintre jocurile de acțiune definitorii pentru epoca Windows XP. Este o combinație reușită de vehicular combat și împușcături old school cu o poveste infantilă în sensul bun și reprezintă un experiment curajos pentru gloriosul studio Westwood, fie-i țărâna ușoară. Cu puțin efort, funcționează și pe sistemele de operare moderne, chiar dacă nu dispune de o versiune actualizată. Pentru cei dornici de multiplayer, recomandarea mea este să încercați Renegade X 100% gratuit și realizat în totalitate de fani. She's doing fine. This is a mistake. You aren't really in a position to criticize. The syndicate is using the warehouse to shuttle contraband. Chung went underground to gather evidence. He failed to report in this morning. Find him and get me what I need to shut the place down, or shut it down yourself. I'm on it. De obicei, jocurile care încearcă să îmbine elemente din mai multe genuri sunt sortite să nu facă nimic excepțional de bine. Oni este unul dintre acele jocuri, însă farmecul acestui titlu Bungie are mai multă încărcătură nostalgică decât valoare intrinsecă. Îmi aduc aminte cu drag excursiile la mare pe care le făceam cu părinții mei, în special la început de adolescență, când am descoperit că în apropierea locului unde eram cazați se află un internet cafe frecventat de niște tipi prietenoși care băgau de dimineață până seara meciuri multiplayer de AVP. Și pentru că eu eram doar un șau mic, fără experiență în FPS-urile multi, îi provocam fie la skirmish-uri de Red Alert 2, fie mă pierdeam printre milioanele de scurtături prezente pe desktop, obsesie pe care am și acum cu sistemele mele retro ce încearcă să emuleze feeling-ul de internet cafe. Așa se face că am descoperit Oni, un titlu ce mi-era necunoscut și care îmi strânea curiozitatea datorită direcției artistice inspirată din animeuri, peste care erau așezate niște mecanici de gameplay împrumutate din alte jocuri. Lupte cu combo-uri ca în Mortal Kombat, shooting ca în Resident Evil, Count Me In. Lansat de Bungie West în 2001, fun fact, a fost portat pe PS2 de Rockstar Canada, Oni are o poveste cyberpunk clasică. În 2032, eforturile Gretei eșuează și Pământul ajunge o planetă mult prea poluată de pârțurile bovine, astfel încât toate guvernele sunt centralizate în World Coalition Gov. How dare you?
Konoko, eroina jocului, începe ca ofițer TCTF, un soi de poliție totalitară cu apucături de securitate, dar pe parcursul campaniei descoperă secrete nasoale despre angajatorii ei și își revizuiește alianțele. În același timp, Sindicatul, o organizație criminală globală, plănuiește să trimită la Nani întreaga specie umană, așa că lucrurile sunt extrem de complicate și pot fi rezolvate doar cu pumnii și picioarele. În general, gameplay-ul este distractiv și necesită multă atenție la fiecare combo și inamic. Sunt prezente vreo 10 arme de foc în tot jocul, dar poți purta doar una singură, așa că trebuie să te bazezi pe lupta corp la corp. Aici, Oni introduce un set de mișcări foarte faine, cu salturi spectaculoase, alunecări, acrobații letale și, din nefericire, o schemă de control puțin cam împiedicată. E acea senzație că butoanele nu trimit suficient de repede comenzile la personajul de pe ecran, problemă care duce uneori la lovituri penibile în aer, la un metru de fața tipului rău. Dacă reușești să stăpânești combinațiile de taste, Konoko nu prea are de furcă cu diversele tipuri de oponenți, însă este imperativ să speculezi cover-ul oferit de mediul înconjurător și să te miști furios de iute că soldații cu arme îți vor reduce destul de repede sănătatea. Kono nu e chiar Lara Croft. De fapt, Oni este, cum zic englezii în americană, un jack of all trades, master of none. Anyway, clipul video conține imagini din primele niveluri, fiindcă abia am început să rejoc pe sistemul Windows XP, dar Oni a lăsat o amprentă puternică în memoria mea. Zonele mari, deschise explorării și interfața simplă care îți comunică tot ce e important prin culori și flash-uri era ușor de priceput și pentru mine, un gamer tânăr de la sat. Acum este Abandonware și beneficiază de o ediție aniversară realizată de comunitate, jocul fiind perfect compatibil cu sistemele moderne. Merită jucat? Da, măcar pentru o doză zdravără de istorie Bungie. Am petrecut foarte multe ore alături de Screamer, într-o perioadă când încă mă jucam cu mașinuțe Hot Wheels și Matchbox. De fapt, cred că mi se părea incredibil, cum mi se pare și acum, că puteam să mă aventurez într-o lume virtuală pe circuite colorate și întortocheate cu unele dintre cele mai rapide și furioase mașini, aceleași pe care le făceam să sară de pe trambuline improvizate pe covorul camerei mele. Am jucat Screamer înainte de Need for Speed și nu e de mirare, fiindcă jocul a fost lansat în 1995, iar la mine a ajuns vreo 2 ani mai târziu, pe primul meu PC, cel despre care vorbesc în linkul de mai sus. În orice caz, dacă sunteți în căutarea unui joc MS-DOS care să ruleze perfect pe o placă 2D în software mode și sistemul vostru vintage are cel puțin un Pentium, atunci nu trebuie să căutați mai departe de producția Graffiti. Puține alte jocuri auto-arcade se pot lăuda cu senzația de viteză și haos din Screamer, din punctul meu de vedere mai intensă și mai nebunească decât cea din FS2, un alt favorit personal. Asta pentru că mașinile se conduc după o fizică numai de ele știute, pe circuite cu viraje în acte păr, urcușuri și coborâșuri sau obstacole. Fiecare metru parcurs în Screamer, la peste 300 de km pe oră, pare să fie ultimul înainte de coliziunea cu un zid. Dar ce se întâmplă atunci când o forță de neoprit se lovește de un zid imobil și indestructibil? Aproape nimic, doar ricoșează, face o piruetă și merge mai departe. Mașinile sunt solide, au o senzație de greutate și se apleacă într-un mod aproape comic la fiecare viraj, în timp ce prind un soi de derapaj controlat, rupt mai degrabă dintr-un kart racer. Însă mie îmi place la nebunie acest tip de control, fiindcă se potrivește de minune cu explozia de creativitate din designul circuitelor și menajerii auto. Apropo, cu toate că mașinile nu sunt licențiate, formele le trădează pe loc. Poți alege să conduci un Lambo, un Ferrari, un Bugatti, clasicul 911, o bestie de import asiatic, ba chiar și un Corvette care se simte mai bine în linie dreaptă decât în viraje. Toate mașinile din joc au specificații unice și vin în două versiuni, cu cutie manuală sau automată. Cât despre circuite, mi se pare că ele reprezintă deliciul jocului, în special pe timp de noapte, când doar un joc DOS 2D în software mode poate să redea splendoarea pixelilor fără compromisuri. Texturile sunt detaliate, culorile vibrante, iar iluminarea, cu ghilimele de rigoare, un efect extraordinar. Grafic, Screamer arată chiar bine pentru un joc din 95, mai ales atunci când te apropii de asfalt și alegi camera de bord cu muzica genială în urechi. Next corner's tricky. It's a fuck 'em.
Vedeți voi, există jocuri care refuză să moară, luptând până în ultima clipă cu farmec ludic și satisfacția pură pe care știu să ofere. Screamer este unul dintre aceste jocuri în care senzația de viteză, naturalețea animațiilor, vocea announcerului și distracția vitezei sunt transportate dintr-un joc pe care te aștepta să-l vezi într-un arcade, direct pe monitorul unui calculator, fie el retro sau modern, căci este disponibil și pe GOG sau în colecția Exodus. Mai știți cutia aia mare Heroes of Might and Magic, care într-un final a ajuns de la meșterul Ciolan la mine? Spuneam când i-am făcut unboxing că este de fapt un Heroes 5 de colecție, cu restul jocurilor din serie, incluse drept cadouri pentru nostalgici. La urma urmei, ediția a fost lansată în 2007. Am mai nimerit atunci ceva. Direcția artistică este într-adevăr legată de Black Moon Chronicles prin implicarea lui Olivier Ledroit. Mă bucur că încă nu mă mint ochii și vă recomand din nou Black Moon, disponibil pe GOG.com. În orice caz, DVD-ul bonus, ce include artwork-uri, clipuri video, capturi de ecran, documentație digitală, muzică și fundaluri, mi-a atras atenția cu prezența unor elemente din Dark Messiah of Might and Magic, un action RPG lansat în 2006 și care, asemenea lui Crusaders of Might and Magic, a cam zburat pe sub radar. Problema este că, în ciuda premiilor și recenziilor pozitive, vechi și noi, Dark Messiah este rar amintit în conversații, uitat în totalitate sau, mai rău, confundat cu Elements, o portare pentru Xbox 360 ratată din toate punctele de vedere. Însă Dark Messiah există pe PC și este unul dintre cele mai bune jocuri care au purtat vreodată subtitlul Might and Magic. Norocul meu este că, mulțumită lui Gabi de la Arhiva BD, am intrat în posesia unei copii retail, ediția germană, cu limba engleză inclusă și dezmembrări excluse. Sunt la fel de vinovat și de ignorant, fiindcă abia acum, în 2024, l-am butonat și eu prima dată pe sistemul Windows XP. Credeți-mă când vă spun că este o bijuterie în cel mai pur stil Arcane, studio cunoscut și pentru Arx Fatalis, Dishonored sau Prey 2017. Prin urmare, și Messiah este un action RPG first person, cu lupte melee și ranged care pun la respect titluri mai noi precum Skyrim. Asta se datorează utilizării motorului Source, același folosit în Half-Life 2, cu tot cu grafica excelentă și fizica demențial de distractivă, lucruri pe care jocul le înțelege și le exploatează la maximum. Sunt șocat cât de bine poate să arate în prezent și cât de modern se simte la nivel de gameplay. Ba nu, merg mai departe și spun că Dark Messiah depășește multe jocuri recente, căci nivelul de distracție rezultat din sistemul de combat este cu totul și cu totul special, iar asta mă face să iert multe probleme tehnice legate de stabilitate ori povestea fantasy generică și previzibilă. Cumva, totul se rezumă la luptele întotdeauna imprevizibile, cu o dinamică dependentă în proporție de 90% de mediul înconjurător. Focul, gheața și podeaua șubredă înlocuiesc aici armele colosale și vrăjile bombastice, deși acestea există din plin. Dacă în alte action RPG-uri castezi și spinteci, în Dark Messiah dai mai multe șuturi decât în FIFA. Arunci inamicii în flăcări, dărâm peste ei pereți și butoaie, îi împingi în capcane cu țepi și le culmi suferința cu execuții din stealth sau săgeți plasate între urechi. O abordare tank and spank este perfect posibilă, cu măciucă și scut, doar că luptele mele statice sunt descurajate de inamicii foarte rezistenți la stilul ciobănesc. Ai trei ramuri principale în care poți investi punctele câștigate după fiecare misiune: combat, magic și diverse. Primele două n-au nevoie de explicații suplimentare, în timp ce ultimul arbore de abilități îmbunătățește mecanicile stealth până când te confunzi cu umbrele, crește viața și mana sau permite deschiderea ușilor și cuferelor încuiate via lockpicking. Dark Messiah m-a învățat să analizez nivelul înainte să trec la acțiune. O gardă care patrulează într-un pod are toate șansele să cadă în gol dacă sparg podeaua de lemn. Poate ar fi bine chiar să fac inamicul să-și alerteze prietenii. Apoi se arunc pe toți la pachet cu un șut care l-ar face invidios și pe Duke Nukem. Echipat cu pumnale, am învățat să mă mișc în permanență, astfel încât orcii brutali să ajungă cu spatele la țepi sau flăcări, să alunece pe gheața vrăjilor mele și să-și găsească sfârșitul. Hărțile sunt pline ochi de oportunități letale ce trebuiesc fructificate, într-un balet de atacuri normale, lovituri speciale, contralovituri, vrăji elementale și damage provocat de mediul înconjurător. Gameplay-ul se desfășoară în egală măsură pe orizontală și verticală, cum rar mi-a fost dat să experimentez, în special după ce este introdus în ecuație arcul care înfige sfori în suprafețele din lemn, util pentru a ajunge în zone altfel inaccesibile.
La capitolul story, Dark Messiah of Might and Magic nu stă la fel de bine, chiar dacă unele momente sunt extrem de intense. Acțiunea se desfășoară în Ashan, lume familiară din Heroes 5, la vreo 20 de ani după evenimentele campaniei în care Isabel Greyhound este figura centrală atinsă trupește de demonul Kabeleth. Îmi plac aceste conexiuni cu Heroes, ce mi-au amintit de felul în care Might and Magic 6 și 7 se împleteau cu evenimentele din Heroes 2 și 3. Acum, eroul este Sareth, discipol al vrăjitorului Fenrig. Misiunea lui este să recupereze un artefact misterios cunoscut drept The School of Shadows. Într-o serie de aventuri periculoase, cel poartă de pe meterezele castelului Stoneheim, atacat de necromantul Arantir, până în adâncurile unor temnițe infestate de păianjeni gigantici sau temple ocupate de orci. Mai multe nu vă spun, pentru că toată treaba nu durează dincolo de 10-12 ore și ar fi păcat să vă stric plăcerea. Alături de Sareth se află și personaje secundare, cum ar fi Zana, o demoniță succubus care intră în cap și are rol de ghid, un soi de Cortana cu o agendă personală la fel de complexă. The beach looks clear of orcs, milady. Hopefully we can avoid them, though they're very protective of the temple. Come on, let's go. Lyanna este celălalt personaj feminin major și este important de știut că destinul ei depinde de acțiunile din povestea single player, fiindcă în Dark Messiah există momente în care pot fi luate decizii cu un impact major asupra finalului. Dark Messiah of Might and Magic este un joc bun care reușește întotdeauna să facă tot ce își propune. Inventarul funcționează, controlul este intuitiv, grafica și sunetul au rămas proaspete după 18 ani, abilitățile sunt suficient de diversificate, armele, armurile la fel, iar luptele sunt delicioase, indiferent că alegi să joci melee, cu vrăji, cu arcul sau stealth. Undeva între Arx Fatalis și Half-Life, creația Arcane trebuie să facă parte din colecția oricărui fan al universului Might and Magic. Și dacă tot îi dați o șansă, nu uitați de Crusaders, vărul mai mic și prostănac din 1999, binecuvântat totuși de vocea veteranului Kevin Conroy. Eu sunt Dospu Aiden și până data viitoare vă pup pe sufletel. Nu uitați că fiecare click pe butonul subscribe îi aplică automat un șut în cohonez orcului din capătul scărilor. Pace, forță și magie!